Salutare barbașanilor, ce ar fi dacă pickaxe-ul nostru ar fi gigantic? Oi, mă, gigantic, e numai așa un pic. Bine v-am găsit la un mirobolant episod. Astăzi jucăm Minecraft, dar toate uneltele sunt gigantice. Și bineînțeles, dacă sunt gigantice, au și super puteri. Nu uitați de like-ul la blană, un subscribe plus clonțopel. Veniți și pe Trovo, primul link din descriere. Luni, miercuri și vineri mă găsiți live acolo de dimineață. Hai să începem survival-ul. Na bun, barbașanilor, ei bine, ați văzut pickaxe-ul acela din diamant, dar nu putem începe direct așa, începem frumos, treptat și mergem la căutare de diamante cu pickaxe-uri din astea nebune rău de tot și topor cred că ne putem face, cred că orice unealtă o să testăm imediat, de fapt nu cred, măi, sunt sigur. Bum, hai să facem una bucată crafting table și vreau să fac un topor de lemn gigantic, să vedem ce puteri are. Toporul, cred că... Pentru topor, cred că am nevoie în felul următor. Am nevoie de plank-uri în loc de stick-uri. Bam, bam. Și în rest am nevoie de loguri. Hai să vedem dacă am dreptate. Da, bă, da. Ia uite toporul. Mamă, că ne dau una la cap ăsta cu toporul ăsta. Bă, da, gen, mai și moare. Are 7 attack damage. Ia uite-te cât e toporul acolo. Doamne. Ia stai să mă scot eu pe mine. Să-l vedeți în toată splendoarea lui. Olo. Topor în cap dacă nu dai like. Chiar ajung până la voi aparent. Bun. Nu, acum hai să vedem cum tăiem copăcelul. Cu toporul ăsta. Mamă, ce-a fost asta? Oh my god. Ok. Aparent cu toporul... Poți să faci rost și de dirt, că de ce nu? Ia. Ma. Ok. Ce frate asta? Avem și noi niște lemne. Hai să mai facem rost de lemne. Ia, sparg ăsta. Se sparge tot sub mine. Așa se strânge dirt-ul, nu-ți mai trebuie lopată. Da, cum ar fi să-mi fac și lopată? Nu știu, hai să mai facem rost de ceva materiale. Și aș aprecia foarte mult... susținerea voastră, barbașanilor. Dacă vă place, mai facem așa episoade. Avem și sat lângă noi. Chiar aici modat, dacă nu mă credeți, intrați pe live-uri pe Trovo și o să vedeți că acolo practic filmez episoadele. Și vedeți că live-ul rămâne salvat și puteți vedea. Băi, zici că am timber, mă. Ai de capul meu. Bă! Păi stai, mă, că dau așa, știi? Bum! Și gata, iau și copacul. Bum! Iau și copacul. Incredibil. Ok, avem și noi ceva lemne, dar ne trebuie piatră. Acum sunt foarte curios. Pot eu cu toporul de lemn, cu toporul, nu cu topoul. Deci pot eu cu toporul de lemn să iau stone? Ia, dacă dau lângă, prostez jocul un pic. Merge treaba. Zici că am ferm aici. Deci tot ce trebuie să faci e bam și bam. Let's go! Ok. Am început să-mi placă modul ăsta. Chiar e super, super folositor. Acum că avem stone, treaba se ușurează puțin, dar totuși nu atât de mult. Pentru că ne trebuie niște furnale, niște multe furnale. Bum, hai să spunem așa, câte 3. Perfect. După care lemnele pe care le avem, nu toate trebuie să le transformăm, pentru că poate ne mai trebuie și loguri. Deși nu știu ce să zic. Momentan punem doar în 3 cămilene și vom pune noi cobălul pentru că avem nevoie de smooth stone pentru a face pickaxe de stone, topor de stone și așa mai departe. Până una alta, bă, niște lemne mi-ar mai trebui. Hai să mai luăm niște lemne frumos de aici. Vezi frumos un copac, ce să și faci? Da, bă, mai bine cred că îi dau sus și atunci, da, bă, da. Și atunci nu se mai sparge așa mult dirt-ul. Dă-l încolo, că numai dirt îmi fac în inventar. Frumos, să luăm și pe ăsta. Bum. Și asta este, mai rămâne o bucată. Doamne, cât ai toporul. Ia uite. Ei. Ei. Dă, bă, like. Ok. Bun, până una alta cred că s-a făcut și stone-ul și acum trebuie să-l pun să se facă smooth stone. Yay! Stai să împărțim asta în 3.
Perfect. Și aici pune să se facă smooth stone, nu? Dacă mai trebuie stone. Nu știu unde am pus ăla, dar nu mai contează. Pac. Aici l-am pus aparent. Se face deja smooth stone acolo. Aici bam, bam. Și punem și aici, l-a făcut stone-ul. Deja avem smooth stone, ceea ce ne permite să facem primul pickaxe de piatră gigantic. Dacă am gândit-o eu bine, așa ar trebui, da bă, da. Sunteți gata să-l vedeți? Eu trebuie să mă scot de fiecare dată, pentru că efectiv nu se mai înțelege nimic dacă nu. Sunteți gata? 3, 2, 1. Doamne, iartă-mă. Mă, frate, trebuie să-mi dau fovul mai mare, că nu se vede dacă nu. Uite că la prost au și debia se vede. Uitați-vă cât de mare e față de mine. Ai de capul meu. Mă, frate, ce se întâmplă? Ia să dau un pic mai apropiat. Cam așa, ca să se vadă și ok. Da, am înțeles. Îmi dau, de fapt nu, fovul. Cred că va rămâne pentru episodul ăsta așa, că dacă nu, nu vom vedea cum trebuie. Bun. Mai avem niște smooth stone, mai avem niște smooth stone. Sincer, nici nu cred că mai îmi trebuie prea mult. Acum, mi-ar trebui mie, sincer să fiu cu voi, una bucată șăbiuță gigantică. Sunt curios cum mă bat cu sabia asta. Și hai să facem și topor. Că de ce nu? Na bun. Acum avem, după cum se poate observa, sabie gigantică. Pickaxe gigantic. Doamne, de cum stai cu amândouă în mână. Ok. Și topor gigantic. Cam așa arată toate cele. E noapte, e nasol. O să-mi iau eu toate cele de pe aici. Ia stai să-mi iau eu toate furnalele. Well, nu cred. Bă! Ce-i bă asta? Doamne, e genial. E genial, efectiv. Ia, ia, stai. S-o speria găina, au zis, bă, nu e în regulă ce se întâmplă. Ia să-mi fac eu drum pe aici, să merg frumos. Mă încurcă dirt-ul ăsta. Dar nu pot să sparg și eu. Nu, trebuie să construiesc. Că dacă nu sparg prea mult. Hai că ar trebui să fie satul pe aici. Ia, cum omor cu sabia asta gigantică? Uite-te și tu cât aui. Ce mă? No, păi să vină toți pe mine, frate, că n-am probleme. Care are, mă, chef de scandal. Păi fii atent că aici e golemul. Mamă, și cred că pot să-l bat de la o distanță gigantică. Stai totuși să-mi iau spawn-ul aici, să nu riscăm mare lucru. Vreau și eu să deschizi un... să deschizi un pic ușa. Poți deschizi ușa? Mersi. Ce-a fost, mă, asta? Cred că efectiv o zis Săteanu, își bate joc de mine. Ok, ia. Hai să batem golemul. Bă, mă bate. Aoleu. Mă bate ăsta, bă. Bă, dar nu moare. Au! Nu prea sunt atât de OP împotriva... Bă, du-te, bă, de aici. Împotriva lui ăsta. Ce să facem? Asta este. Bă, du-te, mă, de aici. Nu, deci pe ăsta tot așa trebuie să-l batem cu blocurile, că n-ai cum altfel. Salut, frate. Deci, cred că-i crescut și damage-ul, dar nu prea-i, Caterinca. A, dar mie cred că îmi trebuie block of fire în acum. A, păi dar n-am nicio șansă. Da, îmi trebuie iron block. Pe bune? Păi și de unde fac eu? De fapt, mă duc la minat. Că nu-i greu. Ia uite că am toate nebuniile pe aici. Îmi trebuie pickaxe-ul. Întrebarea mea este, unde mi-e pickaxe-ul? Oi, nu-i mare problemă că pot să fac altul. Aolo, dar numai toate nebunile. A, uite-l mai aici. Nu-l vedeam de ochi. Na bun, aruncăm și noi toate chestiile pe care le avem inutile. Chiar n-am ce să fac cu atâtea. Și, din păcate, nu pot să fac pickaxe-ul la blană momentan. Dar nu-i bai. Bă, dar eu nu prea am viață. Asta ar fi o problemă. N-aveți ceva mâncărică pe aici? Stai un pic să sparg așa ăsta, că dacă nu ne pare rău. Ne luăm pătuțul, să-l avem cu noi în cazul în care trebuie să dormim. Și sunăm clonțopelul! Sper că ați bubuit și voi clopoțelul la blană. Ia uite două pâini, frumos, intră la șfix. Oh, dar ăștia un pic de mâncare, n-au prins satul ăsta? Măi, sărăchiilor. Ceva mâncărică. Frumos, frumos, 12 pâini. Ia să intrăm și noi pe varianta clasică. Doamne.
Ia. Vine FBI-ul. FBI, open up! Cred că mă bate villagerul ăsta. FBI, open up! Da, cam asta. A fost un nou design la casele sătenilor. Ia. Yeah. Intru. Uite ușa. Nu mai e ușa. Uite ușa. Nu mai e ușa. Nu, bă, că cu pickaxe-ul merge mai repede. Bum. Bum. Ia uite ce avem aici, armurică. Dar îți foarte mulțumesc. De treabă, măi. Aici ce avem, nimic interesant. Aici cred că am deschis deja, dar mai deschidem un pic. Bun. Păi acum avem pâinică, avem cam tot ce ne trebuie. Asta înseamnă că, bine, puteam să mai fac și o lopățâcă. Puteam, nu zic nu. Că și așa avem pe aici tot ce ne trebuie. Gata, avem și lopățâca. Mergem la minat, prieteni. Parcă văd că dau de lavă. Așa se merge la minat. Bă. La ce strat sunt? La 19, 18, 17, 16. Ia uite lava. M-a aruncat pickaxe-ul. Hai că mai recuperez eu pickaxe-ul la vreodată. Pickaxe-ul. Gata, l-am recuperat aparent. Uite și lăvuța, suntem la 12, mergem la 11, frumos. Oh, well. Stai un pic, prietene. Da, bun, hai să căutăm și noi diamante. Sau iron, și iron-ul e bun. Așa se minează, prieteni. Ia uite iron-ul. Asta e că eu cred că găsise mult iron, bă, dar nu l-am băgat în seamă, că l-am și aruncat. Mai este iron pe aici cumva? Opa, iron. Direct în lavă s-a dus iron-ul. Așa se minează, măi. Frumos, avem și niște torțe. Bă, torță am zis. Așa, aici mai văd niște iron. Dă și iron-ul ăsta încoace că nu strică. Bun. Elegant, frumos, cât de cât. Ar trebui să scap și eu de toate blocurile astea de pe aici. Facem una bucată crafting, îl punem frumos aici să-l avem la îndemână dacă cumva ne va trebui, dar nu înțeleg eu pentru ce îmi trebuie. 4 furnale sunt mai mult decât suficiente, punem bam, bam, hai să punem câte 6 așa și apoi după punem așa și mai punem noi așa. Perfect, între timp se face iron-ul și ne trebuie block of iron, dar nu-i bai, chiar nu-i bai. Ne trebuie ceva coal acum, ceva mult coal. Give me the coal. Ce mă, numai atâta coal pe aici? E, las că uite-l aici. Bom. Ia uite cum se face levelul. Frumos. Acum ne trebuie ceva șticuri. Ceva multe șticuri. Bom. Facem torțilii. Așa se joacă Minecraft-ul. Bam, bam, bam. Și avem și torțe. Gata, boss. No, hai să mergem la minat. În ce direcție? Suntem la statul 10, vă. Ia uite iron-ul. Ar trebui să-mi fac loc pentru iron. Așa. Să mai fac un stack de iron. Că nu se știe când avem nevoie. Și hai să căutăm diamante. La ce strat suntem? La 13. Trebuie un pic mai jos, măi. Cut. Hai. Nici nu mă uit unde mă duc. Mă duc efectiv și dacă îi să găsesc diamante... Nu! M-am aruncat... Mamă. Ok, am murit. E clar că am murit. Dar măcar pot să revin, cred. Hai să încercăm o schemă. Să vedem dacă pot. Sper că nu mi-au distrus itemele. Bă, voiam să pun patul și să pic pe pat. Come on. Mai încercăm o dată. Asta e schema din aia de dream deja. Este vreun pat pe aici? Nu este. Dar pe aici cumva. Opa. Ia uite cactușii. Mă, poți să faci măcar schema asta? Poți să pui patul și să pici pe el? Ai măcar vreo șansă? Dubla 2. Bă, dar nu cred că merge. Ia uite sătenii pe acolo.
Păi și ce pot să fac? Îmi trebuie niște apiță. Asta e viață. N-am iron cu puterea dumnegadului. Da, bă, da, se poate. Te-ai dus. Na, bun. Acum trebuie să văd dacă îmi recuperez și eu itemele. Aparent e mult prea OP pickaxe-ul ăsta. Bă, da, itemele mele sunt pe aici, dar tu crezi că eu știu ce-mi trebuie? Revenim. Na, bun, mi-am cam luat ce-mi trebuia, dar acum sunt extrem, extrem de curios. Trebuie să mai punem ceva lumină pe aici. Să îmi fac eu... Stai că nu mi-e frică să dau cu pickaxe-ul aici. Du-te, bă, și lasă-mă, cam treabă. A venit ei repede, șmecherii. Am crezut că moare și scheletul. Ieși acasă. Perfect, mai punem aici niște lumină ca să nu mai avem probleme. Și hai să vedem iron-ul făcut. Pickaxe îmi fac direct, îți dai seama că mă duc după diamante. Da, nu mi-ajung, mă. Mai trebuie 2 iron, fii serios. Lasă că punem aici la făcut. Și așteptăm încă 2 iron. Na bun, avem suficient iron. Hai să facem 3 block of iron și... Cred că trebuie să punem lemn din ăsta. Bom. Și așa. Da, bă, da. Ia uite frumos pickaxe-ul. Laminat cu nocivanul. Frumos. Ia uite-l. Hai, laminat. Da, bun. Acum vreau neapărat să găsesc diamante. Ăsta e țelul. Încă un puțin. Diamantele, dacă le găsim, putem să facem direct blocuri. Dar îmi trebuie multe diamante, bă. Mamă, mă duc torpilă. Hop. Punem torță. Hop. Punem torță. Bă, da, găsi și eu diamante totuși. Alo? Nu prea sunt norocos. Merg așa iar în continuu, dar mi-e frică să nu dau de lavă. Iar am dat de lavă. Salutare, prieteni. Aici iron cât vrei, dar diamante ciuciu. Bum. Uite așa caut eu diamantele, gata, m-am supărat. Poc. Mă, poate chiar sunt diamante pe jos și eu nu am apucat să le văd. Cum ar fi? Să arunc eu un wacky pe jos. Poate chiar am găsit diamante, gen. Dar n-ai timp să-ți dai seama că ai găsit. Nu par a fi. Mergem încoace. Așa greu să se lase diamantele, mă. Hopa, ce avem noi aici? Stai să le iau totuși, că mi-e frică. Bom, avem 4. Mamă, doar la să spargi greu, rău. 4, încă 2. Și încă 2 aici. Avem 9 diamante. Ce 2, mă, că erau 3. Nice. Deci easy peasy 9 diamante. Hai să mai căutăm. Deja avem un block of diamond. Îs curios cum mă duc. Bă, da... Vorbești serios? Eu nu foloseam asta de iron, numai acum mi-am dat seama. Let's go! Ce avem noi aici? Yeah. Frumos, bă! Se la stratul 6. Cum se farmează diamantele? Easy peasy. Boom! Doamne, la cum te duci. No, așa pickaxe să ai. Da, bă, da. 23 de diamante. Mamă, că dau așa și în stânga, și în dreapta, și în față. Du-te, mă, lasă-ne. Că avem treabă. Nu, hai, duc acolo, că-i urâtul ăla. Mamă, dar ăsta chiar mă omoară, mă. Bă, tu chiar îți bați joc, mă. Ha! Mor, n-auzi. Perfect. Vreau să fac neapărat pickaxe-ul ăla gigantic pe care l-am avut în intro. Bum. Bum. Bom. Unde suntem? La 10. Bă, ar trebui să mai găsim pe aici. Nu mai am torțe? Ba da. Lapis găsim. Frumos, elegant cât de cât. Diamante, lejer. Da, da, da. Câte avem? Păi gata, avem. Avem suficiente. Ne trebuie 27 pentru că trebuie 3 block of diamond să faci pickaxe-ul ăsta nebun. Pam, pam, pam. Ia uite ce e în urma mea. Escavator direct sunt. Lasă-ne în pace. Bă, da, pe aici am... Mamă, nu mai știu să mă întorc. Unde mi-e crafting-ul acum?
Aș putea face un alt craft. A, pe aici, ok. Pe înseamnă că pe aici. Recunosc lava aia care m-a omorât. Cam nasol moment, dar ce să facem? Na bun, avem aici crafting-ul. Păi ne trebuie bam, 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 bam. 3 block of diamond, nu ne mai interesează ăla. După care bam, după care bam. Și avem pickaxe-ul gigantic de diamant. Sunteți gata? Bineînțeles că nu sunteți gata pentru așa ceva, dar... iotel. Nice. Avem și diamante în spate acolo. Bă, dar efectiv nu se poate vedea tot pickaxe-ul. Pickaxe în cap. Na bun. Acum hai să vedem cum merge le pickaxe. Cam asta ne interesează cel mai mult, pickaxe-ul, că în rest o por și așa. Dar stai, oferă ceva în plus? Da, spargi mai repede și atunci te și duci mai repede. Hai să vedem cât de repede le putem duce. Stai că am apăsat prea mult shift. Îmi place. Bom, bom. A, păi doar merge în față. Numai asta nu dai de lava, asta ar fi inconvenientul. Dar nici nu are timp lava să vină peste tine. Mi-a picat gravelul în cap. Doamne. Păi eu zic că e destul de bun. Voi ce ziceți? Deja level 21. Faci și level ușor. Păi cam ăsta a fost episodul Barbașanilor. Sper că v-a plăcut ideea și dacă mai vreți așa episoade, scrieți acolo în secțiunea de comentarii. Dacă încă n-ați bubuit butonul de like, aș aprecia să o faceți, plus un subscribe. Toate cele bune, vă șalu cu respect. Șpa, șpa. Bă, oare poți să spar bedrock-ul, mă? Merge să spargi bedrock-ul. Toate cele bune, vă salut cu respect. Șpa, șpa.